conduc și eu de 30 de ani, am carnet, de cum pot să... Nu, așa ceva nu. De câte ori am trecut pe lângă un accident, am trecut, nu? Conduși de poliție încet, încet, dar acum chiar ne-am oprit și impresionant. Dramatic. Nenorocirea s-a petrecut aseară, ISO a activat planul roșu de intervenție. Mai multe autospeciale de descarcerare au ajuns la fața locului. Una dintre mașini s-a rupt în două. Am fost depășit de o mașină neagră, nu știu marca, și a intrat frontal în coliziune cu o mașină gri care venea din sens opus. Atâta tot. Motorul de la una dintre mașini a sărit în portiera mea din stânga spate. Am fost solicitați pentru un accident rutier cu două mașini implicate, 8 victime, 3 victime decedate, 5 au fost transportate la spital de colegii de la ambulanță. Din păcate, din cele 8 victime, 3 erau decedate, 3 adulți, iar 5 victime au fost transportate la spital județean. Dintre aceste 5 victime, 2 erau conștiente, dar starea lor erau instabil. Accidentul rutier s-a produs pe fondul efectuării de către conducători auto a unei depășiri neregulamentare. Aceasta se deplasa pe drumul național 22 din direcția Tulcea către Constanța. S-a angajat în depășirea unui alt autoturism, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care se deplasa pe sensul de mers Constanța Tulcea. Una dintre victime avea 18 ani. Tânăra urma să susțină astăzi bacalaureatul la Colegiul Mihai Eminescu. Mătușa ei și soțul acesteia au murit și ei. Singura care a supraviețuit a fost mama șoferiței, dar femeia se află în stare gravă la terapie intensivă. Cu viața au scăpat și persoanele care erau în cea de-a doua mașină.